În Episcopia Hușilor a avut loc astăzi prima conferință preoțească dedicată anului omagial 2024. Întrunirea a reunit clericii din protopopiatul Huș și a fost prezidată de preasfințitul Părinte Ignatie. Conferința s-a desfășurat la sediul protopopiatului Huș și a avut tema Legătura între suflet și trup, între viața spirituală și sănătatea omului, între rugăciune și vindecare. Evenimentul a fost precedat de Sfânta Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Biserica Sfântul Dumitru din Huș. În cuvântul rostit, după citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a afirmat că cea mai mare minune din viața unui credincios este împărtășirea cu Sfânta Euharistie. Din perspectiva și în gândirea lui Hristos, cel care caută cu obstinație minuni sau semne trădează o credință fragilă, o credință foarte slabă sau, mai grav decât atât, o inexistență a acesteia. Omul credincios este cel care se bucură de cea mai mare minune pe care o poate trăi în viața sa, și anume că îi aparține lui Hristos, că este a lui Hristos. Și că această calitate de membru al Bisericii lui Hristos o poate permanentiza, o poate actualiza împărtășindu-se cu trupul și sângele Lui. Aceasta este cea mai mare minune și bucurie a omului credincios să-l primească pe Hristos în Euharistie, pe Hristos cel înviat. Și din această bucurie, desigur, se naște și puterea de a ne ruga, puterea de a face fapte bune, puterea de a ierta, puterea de a fi buni și, desigur, de a împărtăși dragoste celor din jurul nostru. În cadrul ședinței, Părintele Macovei Claudiu Vasile, de la Parohia Văleni, a susținut referatul tematic. Tema de astăzi a fost legătura între suflet și trup, între viața spirituală și sănătatea omului, între rugăciune și vindecare, temă aleasă în contextul anului omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor. Pe tema conferinței a fost susținut un referat de către Părintele Vasile Claudiu Macovei de la Parohia Văleni, după care a urmat o serie de întrebări și răspunsuri pe tema conferinței, cât și despre problemele administrative și pastorale din cuprinsul protopopiatului. Următoarea conferință clericală din Episcopia Hușilor va avea loc joi și va reuni preoții din protopopiatul Bârlad.